Important este că suntem adunați în numele Domnului și le prezent aici. Interesul oamenilor este mai puțin pentru casa Domnului. Pentru că oamenii gândesc că dacă lucrează o oră, două în plus, vor ajunge mai bogați, vor câștiga bani mai mulți. Oamenii nu pun preț pe casa lui Dumnezeu, pe prezența lui Dumnezeu în locul acesta. De aceea, noi am vrea să-L binecuvântăm în această după masă pe Domnul. Amin. Și vreau să vă asigur că suntem în cel mai sigur loc de pe fața pământului. Spun statisticile că cel mai sigur loc de pe fața pământului este biserica. Amin. Oamenii au făcut o statistică și au zis, domnule, unde mor cel mai mulți oameni? Sau cel mai puțini oameni? Și ei au zis, spitalul nu e un loc sigur. Pentru că mor foarte mulți oameni. Nici chiar în paturile lor. Când oamenii se odihnesc noaptea. Nu e un loc sigur. Și ei au zis, cel mai sigur loc e biserica. Pentru că acolo de foarte puține ori s-a întâmplat să moară cineva. Și biserica e cel mai sigur loc pentru că e prezent Domnul Iisus. Și siguranța o aduce Domnul. De aceea, haideți să ne bucurăm în această după masă, că suntem aici. Aș vrea să fim atenți la cuvintele pe care le vom rosti aici, la versurile cântărilor. Să fim atenți la cuvântul Evangheliei, pentru că dacă tot am venit aici, vrem să plecăm și să durați. Să plecăm vindecați, eliberați, îmbărbătați, încurajați de prezența Domnului. Eu vin din nordul Moldovei, cu ocazia unui botez la Biserica Philadelphia, în Craiova. Am promis fratelui Daniel că voi fi cu dumnealui în această după masă. Nu am știut unde mă aduce, dar cu siguranță în mijlocul fraților e bine. De aceea, haideți să ne bucurăm, dragii mei, în această seară și nu am să vă aduc lucruri noi pe care nu le știți. Dar să știți că unele medicamente sunt foarte vechi, dar ori de câte ori le luăm când suntem răciți, ne aduc vindecare. Amin. Așa și cu cuvintele pe care le rostim în numele Domnului aici. Le-ați mai auzit, le-ați mai ascultat, dar acceptați-le ca fiind din partea lui Dumnezeu. Amin. Medicamentul care produce vindecare. Aleluia. Pentru că dacă vom fi sensibili la glasul Duhului Sfânt în această seară, în puținele cuvinte care vor fi rostite aici, Dumnezeu ne va vindeca sufletul. Vreau să cânt o cântare mai veche. Cântările pe care le voi cânta în seara aceasta sunt inspirate prin Duhul Sfânt. În anumite situații le-am scris și foarte multe dintre cântările acestea le-am trăit, le-am experimentat și aș vrea ca Domnul să ne vorbească și prin cântare, și prin cuvântul Evangheliei, și prin mărturiile pe care le vom aduce aici. Și important este să îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ne cerceteze, să ne vorbească. Lăudați să fie Domnul. Vreau să dăm prima cântare care vorbește despre cel mai bun prieten al vieții noastre. Oare cine e cel mai bun prieten pe care îl putem avea pe pământul acesta? Așa e că am rămas dezamăgiți de prietenii în care ne-am încrezut, prietenii pe care îi avem. De multe ori am rămas trădați, înșelați, dezamăgiți. Pentru că Biblia ne cheamă să nu ne încredem în oameni. Am scris odată niște versuri. Strigat-am odată spre tine când singur în val mă aflam. Dar n-ai venit înspre mine pe rană să-mi torn un balsam. Crezuse că sunt poate alții să-mi dea de licoară de har. Dar vai, nu venita niciunul să-mi toarne pe rană balsam. Dar Domnul, cel plin de durare, mi-a spus să mă încred doar în El. Și când va veni o încercare, la om ajutor să nu cer. Poate ești în încercare. Poate în familia ta suflă vântul încercării. Te invit în seara asta să nu strigi la oameni. Ai posibilitatea să strigi spre Domnul Iisus. El este Cel care poate să poruncească valurilor furtunii să se oprească. El este Cel care poate să aducă pace în inima ta. Și e atât de important să ai pace în furtună. Amintiți-vă despre Domnul Iisus în mijlocul valurilor.
când era în corabie spre Biblia că a adormit și s-a stârnit furtuna deodată. Că furtuna vine deodată, când nu ne așteptăm. Când suntem cel mai siguri pe sănătate, când suntem cel mai siguri pe posibilitățile financiare, când suntem cel mai siguri de prietenii care îi avem, deodată vine furtuna. Important este să-L avem pe Domnul Iisus în corabie, în familie, în inimă. Amin. Și Biblia spune că Domnul Iisus a adormit la cârmă. Și ucenicii se rugau disperați: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul dormea. Știți ce trebuie să învățăm de la Domnul? Liniștea, pacea. În mijlocul furtunii să ai pace, să poți să te odihnești. Amin. Dragii mei, nu știu care e încercarea care a venit peste dumneavoastră. Poate e criza financiară. Poate neînțelegerile dintre soț și soție, dintre copii și părinți. Poate o boală, o suferință cruntă. Nu știu care e furtuna, dar vreau să spun un singur lucru. Biblia, Domnul Iisus te cheamă să-ți ia pacea Lui. Ca în mijlocul încercării să ai pace și să fii liniștit. Un creștin care îl are pe Domnul Iisus în corabie, în ziua încercării, are liniște, pentru că Domnul Iisus este cel care poruncește furtunii să se oprească. De aceea, aș vrea să cânt prima cântare care spune așa: Adeseori pe-a vieții cărare, rămasă-mi, Doamne, singur părăsit. S-au depărtat de mine acei prieteni, ce eu credeam, Iisus, că și m-au iubit. Când viața mea era tot mai senină, pe lângă mine mult s-au adunat. Dar când venita încercarea, Doamne, s-au dus, Iisuse, singur m-au lăsat. Prietenii pe care îi avem pe pământ poate rămân lângă noi cât timp avem sănătate, cât timp le putem oferi ajutor, cât timp le suntem de folos. Iar când se termină sănătatea, când se termină posibilitățile materiale, s-ar putea să ne părăsească. Dar cel care niciodată nu ne părăsește este Iisus Hristos. Haideți să rămânem. Să rămânem prieteni cu El. Să rămânem cu El în fiecare zi. Și indiferent de boală, de suferință, de încercare, noi să rămânem prieteni cu El. Lăudați să fie Domnul. Haideți să cântăm împreună refrenul: Doar Tu, o numai Tu, o mână mi-ai întins, Părinte. Doar Tu, o numai Tu, prieten mi-ai rămas, Iisus, pe drum, înainte. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul nostru, prietenul vieții noastre. Amin.